Cine-i? Nu primim cu colindu. Bă, ăștia jamii, mă, haideți înăuntru, mă. Păi jamii primesc tot timpul, știți să colindați, frate. Bine ați venit la un nou vlog, frate, pe canalul nostru de YouTube. Din Slovenia. Orașul se pronunță Gosmatruček. Cred că așa se pronunță, vă pun aici cum se numește. Mulțumesc pentru subscribe, pentru like și am să vă arăt astăzi acest apartament și puțin împrejurările din zona aceasta a Alpilor. Alpii sloveni, jamilor. Dar înainte să vă bag aici în Scorbura, unde suntem cu toată familia pe perioada sărbătorilor de Crăciun, sărbători fericite cu întârziere, apropo, vreau să vă arăt cum am trecut granița, cât de ușor am trecut granița, cât costă vinieta pentru sloveni, cât costă taxa de drum din Austria spre Slovenia și să vă arătăm cât de ușor am trecut granițele, două granițe, granița Germania-Austria și granița Austria-Slovenia. Vă predau legătura la Jam și revin la sfârșitul videoclipului cu turul acestei case splendide, miraculoase, am vrut să spun. Vizionare plăcută! Cam așa se intră din Germania în Austria. Niciun control, nimic. Ce am văzut acum la întoarcere din Austria spre Germania, controlau autocarele și bilurile. În rest, nimic, frate. Suntem deja de 10 secunde. Jamilor, să fiți foarte buni, tot timpul când plecați la drum prin Europa, să căutați să vă luați vinietele dinainte, e super tare. Mi-am luat vinieta la Mautul ăsta, din Germania. Deci, frate, asta nu a fost o vinietă, este taxa pentru acest tunel, care are undeva la 5-6 km. Taxa nu este numai pentru tunel, este pentru toată autobanda. Banda asta, frate, rămunce și stai seama, trebuie dezăpezit, trebuie dat cu sare, trebuie... Hai, lăsă tunel, trebuie tot dezăpezit. Și de asta, 12,50 € o intrare, un dus, o dură. Exact, un dus, 25 € și ai timp un an de zile să-ți efectuezi toate chestia. Deci dacă te întorci și te pleci acum și întorci peste un an, nu e valabil. Dacă te întorci peste un an și o zi, nu mai e valabil întoarcerea, nu? Exact. Bun, hai să luăm vinieta, frate. Și am să vă spun imediat de ce nu am luat vinieta, la fel ca, această taxă digitală. Jamilor, ne-am băgat să ne luăm vinieta pentru... Slovenia, o să vă spun imediat și de ce. Vinieta pentru Slovenia trebuie să o cumpărăm de la graniță pentru că Slovenia trece din ianuarie 2022 pe vinieta digitală. Deci vinietele normale se găsesc actual numai la graniță. Vinieta pe 7 zile a costat 15 €. Iar de la anul o poți cumpăra direct de la ei pe site, digital, fără să-ți mai lipești nimic pe mașină. Nu-mi place, frate, nu-mi place. Am o vinietă din Elveția.
de acum 100 de ani. Cam așa arată. Iar acolo este vineta de 100 de ani din Elveția. Cred că aici e cel mai bine să o pun. Sau o să o pun tot aici jos. Și am să le dau pe amândouă jos în... după alți 100 de ani. Bun, ne vedem la granița cu Slovenia. Să vedem cum e la ăștia la graniță. Jamilor, aceasta este granița... granița austriacă-slovacă. Văd că pe partea cealaltă controlează. Dar... austriecii controlează, dar nu mi se pare nimic ca ceva foarte periculos. Păi am trecut deja, nu? Este și bine și flate. Alo? Mhm. Gata, am trecut. Mega lejer, frate. Mega lejer, niciun stres. Doamne ajută. Ca să fim realiști și sinceri, acesta nu este un punct super hardcore de trecere al vămii. Este un punct undeva pe dealuri, în munți, mai puțin cunoscut și acesta poate să fie un motiv pentru care nu este atât de controlat. Numai ca idee. Acum că ați văzut ce și cum cu Slovenia, super relax. Mai aveam o filmare cu un restaurant la care am fost înainte să ajungem să ne cazăm. O să vină pe videoclipul de duminica viitoare. Să nu umplem acest videoclip cu prea multe chestii. Dar casa, frate, vă arăt casa imediat. Mega tare. Cel mai mult îmi place focul din spatele meu. Am lemne. Destul de multe lemne. Mă așteptam să fie mai multe, dar pentru cât stăm noi aici, ne ajungem. Haideți să vă fac un tur al apartamentului. Și să dau câta din gură despre cât a costat, cât timp stăm aici și câteva detalii despre apartament care pe mine m-au surprins. Plus zăpada de afară, frate, care este de undeva de jumătate de metru. Acesta este holul și intrarea pe care tocmai ați văzut-o. Are și un carport super tare, mi-am făcut griji dacă o să ningă, că o să-mi rupă mașina. Aici că ninge, frate, lemne. De asta am spus că sunt cam puține, dar nu ne ajung. Stăm aici numai 5 zile și vă spun la sfârșit și cât a costat. Aceasta este baia de la parter. Cu duș. Decent. Chiar mai mult decât decent. Îmi plac toate grinzile acestea. Bun. Acesta este livingul cu locul de foc, bucătărie. Vine cu copil și nevastă în preț. Super decent. Ce îmi place, frate, toată aparatura din bucătărie, unde noi vom găti, vom face de sărbători sarmale, azi fiind 24 decembrie. Îmi plac că toată aparatura este nouă, frate. Nouă și funcționează. Un loc minunat în care poți să iei micul dejun. Și, frate, fii atent ce priveliște. Direct muntele. Câtă zăpadă. Direct, prăjitură de la mama soacră. Haideți să vă duc în pivniță prima dată. În pivniță mai au o cameră. Aici este și televizorul. Filmez cu 60, de-aia pâlpâie așa. Aici mai au o cameră. Despălat, super tare. Și mașină și uscător. Mega. Și cel mai tare, frate, de-aia am și luat casa asta, saună. Saună direct cu duș, poți să bagi aici 2-3 runde de saună, până la 100 de grade. Aseară am băgat o saună, cred că la 70 am ajuns undeva. 70, 2 runde, super hit. E posibil ca proprietarul să fie român. E posibil. Sus! Sunt 3 dormitoare și o baie. Încă o baie, a treia baie, de data asta cu vană. O vană destul de adâncă, jumătate de metru cred că are, ceva de genul. Uite, știu ce priveliște am așa, mă. Iar acolo este o cascadă care se și aude. -3 grade avem.
Azi dimineața am băgat până undeva pe acolo. 4 kilometri, undeva la o oră, abrupt. Bun. O cameră pentru copii, spune eu, cu două paturi, un birou luminoasă și cu geamurile astea care nu cred că le poți deschide, nicio șansă, iarna. Aceeași priveliște. Îmi plac toate decorațiunile care le au pe aici, super simple, nimic extraordinar de împopoțonat sau să te împiedici de ele. Simplu și frumos, cu gust. Mega tare. Și tapetul. Și tapetul. Asta este camera lui Jamu cel Mic. Oh, aici n-am văzut că sunt două tablouri. Nu știu ce reprezintă. Probabil foștii proprietari sau ceva de genul. Dar, da. Fain. Dormitorul nostru cu balcon. De pe balcon aceeași priveliște minunată. Super tare. Deci aici și vara, dacă vii, frate, super tare. Ai scaunele astea pe care poți să-ți dai. Și cu muntele. Cu muntele. În dreapta nu avem niciun vecin, iar în stânga sunt niște vecini, dar nu se aude nimica. Nici de la unii, nici de la alții. Suntem exact la 500 de kilometri de unde locuim noi. Am făcut până aici în drumul pe care l-ați văzut la început undeva la 6 minute. Iar casa, frate, a costat pentru 3 persoane, căsoiul ăsta, care este mai mic decât arată în poze, 1000 de euro. Mi se pare foarte ieftin în comparație, frate, cu alte regiuni, cum ar fi Austria, Elveția, nu vorbim despre Elveția, sau Alpii Bavarezi. Nu se compară. Uite, aici e casa vecinilor, dar nu prea ai treabă. Și super tare. Chestiile astea, iglu și omul de zăpadă, erau aici. Au fost făcute probabil de familia care a stat înaintea noastră. Poți să dai și un grill. La ce nu m-am așteptat când am intrat aici, este căldură în podia, frate. Super tare. Casa este foarte bine climatizată. Are aici un panou de unde poți să reglezi temperatura. Este setat gen până undeva la ora 10 seara. Ai căldură jos, pe la 10 se oprește căldura jos. Căldura sus în dormitoare începe undeva la ora 8 seara să încălzească până urs să te culci. Mi se pare super tare. Și căldura în podia începe la 7 dimineața. Pentru noi puțin cam târziu, având în vedere că noi ne trezim undeva la 6 dimineața. Nu tot timpul, dar majoritatea zilelor sunt foarte matinale. Aceasta este casa în care locuim de sărbători. Un mini concediu pentru noi. Bine meritat. Prima părere despre Slovenia este, cum probabil v-am mai spus în acest videoclip, Slovenia au făcut exact ce nu au făcut românii cu locurile lor muntoase, și noi avem vecini bogați, ungurii, de exemplu, dar și dacă nu erau ei bogați, puteam să fim noi. Din păcate, noi nu am făcut cu regiunile noastre ce au făcut slovenii, un exemplu foarte bun. Eu am rămas plăcut uimit de cum sunt întreținute aici regiunile turistice, chiar nu mă așteptam. Cred că Slovenia este puțin subestimată în ceea ce privește turismul. Prețurile sunt puțin cam scumpe, dar suntem într-o regiune de schi și probabil mai multe detalii în videoclipul care va urma duminica viitoare despre Slovenia și ce poți să faci pe aici. Vom vizita o anumită localitate, una dintre cele mai turistice localități de aici din zonă. Și da, ne vedem data viitoare. Vă pupă bunul!
și rămâneți foarte bun, mă, ce-a pus.